Filiala UDMR din Lupeni a organizat un eveniment dedicat sărbătorilor de iarnă. Evenimentul, aflat la prima ediție, a avut loc în stradă pentru a putea participa toți locuitorii urbei. Prima dată la anul o să fie mult mai reușit, garantez. De unde a pornit totuși această idee de a le oferi lupenenilor un Crăciun în stradă? Tot am gândit că e Crăciun tuturor și am văzut că de parcă e prea trist Crăciunul de anul ăsta. Și atunci ne-am gândit, hai să ne distrăm un pic, să fie Crăciun pentru toți. În cadrul acțiunii au fost servite bucate gătite de către cei de la organizație. Participanții au fost ademeniți cu langoși, biscuiți de casă, ceai și vin fiert. Organizatorii ne spun ce vor face cu banii. Bănuții strânși o să fie îndreptați spre activitățile Asociației de Femei cu preponderență, care înainte și după Crăciun organizează activități sub egida Crăciun Zâmbitor. Activitățile în general sunt pentru copii, sunt cu copii și din acești bani care se strâng astăzi vom finanța aceste activități. Cum îi selectați pe copiii care beneficiază de acest program? În mare parte, deocamdată, fiind un program mai micuț, care încearcă să crească, îi pentru copiii de la secția maghiară din Lupeni, dar ne dorim din tot sufletul să extindem aceste activități spre toți doritorii. Evenimentul s-a aflat la prima ediție, iar zeci de lupeneni au răspuns prezent la invitația organizatorilor. În cadrul acțiunii a avut loc și un spectacol de colinde.